Bine ați venit la o lecție de limba română pentru clasa a 5-a din caietul elevului. Vă rog mai întâi să vă abonați și apoi să deschideți caietul elevului la pagina 68, posibilități combinatorii ale substantivului și prepoziția. Pentru cei care nu au acest caiet al elevului, am să arăt cele două pagini pe care le vom lucra imediat și am să-i rog să facă o captură de ecran. Exercițiul 1 completează schemele de mai jos cu atribute care să răspundă la întrebările date. Sania care alunecă repede pe pârtie. Sania ușoară alunecă repede pe pârtie. Sania ce fel de? Sania din lemn alunecă repede pe pârtie. Sania a cui? Sania Mariei alunecă repede pe pârtie. Ana a luat mănușile de piele. Ana a luat mănușile noi. Ana a luat mănușile mamei. Exercițiul 2. Unește substantivele scrise colorat în prima coloană cu trei atribute din coloana a doua. Locuim pe o stradă centrală. Locuim pe o stradă liniștită. Locuim pe o stradă sigură. B. Stăm într-o vilă confortabilă. Stăm într-o vilă înaltă. Stăm într-o vilă spațioasă. C. Avem o mașină largă. Avem o mașină confortabilă. Avem o mașină spațioasă. Avem o mașină rezistentă, de ce nu? Exercițiul 3. Precizează în pătrate de câte atribute sunt determinate substantivele din propozițiile date. Un fulg de zăpadă rece, pufos, alb și speriat cobora spre mine. 4 atribute. B. Am făcut un om de zăpadă mare și amuzant. 3 atribute. C. Întortocheatele străzi largi ale cartierului parcă au adormit. 2 atribute. Exercițiul 4. Încercuiește literele corespunzătoare propozițiilor care conțin doar atribute exprimate prin substantive. A. Am îndepărtat roienele mari de zăpadă. Nu încercuim. B. Fetița vecinilor de palier a făcut un om de zăpadă. Încercuim pentru că atributele vecinilor de palier și de zăpadă sunt atribute exprimate prin substantive. C. Mama Mariei îndrăgește sporturile de iarnă. Încercuim litera C pentru că atributele Mariei și de iarnă sunt exprimate prin substantive. D. Patinoarul din parcul orașului s-a umplut de sportivi de performanță. Încercuim litera D pentru că atributele din parcul orașului și de performanță sunt exprimate prin substantive. E. Andrei are o nouă sanie de lemn. Nu încercuim. Exercițiul 5 indică prin bifare dacă afirmațiile de mai jos sunt adevărate A sau false F. A. În propoziția troienele imense de zăpadă au acoperit casele mari și mici,
Există trei atribute exprimate prin adjective și un atribut exprimat prin substantiv. Troienele imense, adjectiv. Dezăpadă, substantiv. Mare, adjectiv. Mici, adjectiv. Scriem în căsuță A pentru că afirmația este adevărată. B. În propoziția crivățul puternic bate peste ținuturile înghețate ale țării, există două atribute exprimate prin adjective și două atribute exprimate prin substantive. Puternic, înghețate și ale țării. Scriem F de la fals, pentru că avem doar două atribute exprimate prin adjectiv și unul exprimat prin substantiv. C. În propoziția omul de zăpadă din curte are ochi mari și negri din cărbune, există trei atribute exprimate prin substantive și două atribute exprimate prin adjective. De zăpadă, substantiv. Din curte, substantiv, mare, adjectiv, negri, substantiv. Din cărbune, substantiv. Omul de zăpadă. Care om din curte? Da, este adevărat. Încercuim, scriem A în căsuță. D. În propoziția copaci înalt și bătrân se înclină în bătaia vântului, există numai atribute exprimate prin adjective. Înalți, bătrân, vântului. Scriem F pentru că este fals. Atributul vântului este exprimat prin substantiv. E. În versurile fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios ca în altele coloane unui templu maiestos. Există patru atribute exprimate prin adjective și unul prin substantiv. Cele exprimate prin adjective: albe, scânteios, înaltele, maiestuos. Atribute exprimate prin substantiv: unui templu. Da, scriem A pentru că este adevărată afirmația. Trecem la pagina următoare. Completează proverbele de mai jos cu atributele potrivite. Scriem fulgi de zăpadă, partea de vorbire prin care se exprimă atributele. Ziua bună se cunoaște de dimineață. Atributul bună este exprimat prin adjectiv. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Mică și mare sunt atribute exprimate prin două adjective. Năravul din fire, n-are lecuire, din fire este atribut exprimat prin substantiv. Paza bună trece primejdia rea, bună și rea sunt atribute exprimate prin adjective. Pisica blândă zgârie rău, blândă este atribut exprimat prin adjectiv. Vorba lungă sărăcia omului. Lungă este atribut exprimat prin adjectiv și omului este atribut exprimat prin substantiv. Exercițiul 7. Subliniază cu o linie propozițiile simple, prepozițiile simple din propozițiile de mai jos, cu două linii prepozițiile compuse. A. Copiii se joacă în zăpada din curtea școlii. În prepoziție simplă, din prepoziție simplă. B. O pisică privește de pe gard la hârjonala lor. De pe prepoziție compusă. La prepoziție simplă. C. Maria vine dinspre intrare către grupul de fete. Către prepoziție simplă. De prepoziție simplă. D. Băieții vorbesc despre o bătaie cu bulgări. Despre prepoziție simplă cu prepoziție simplă. Exercițiul 8. Corectează utilizarea prepozițiilor tăind forma greșită și scriind deasupra forma corectă. A. Andrei s-a limitat în a scrie
minimum de rânduri. La a scrie. Tăiem în și scriem la. B. O ceartă poate degenera la un adevărat război. Tăiem la și scriem într-un. C. A băut un ceai la prietenul său în terasă. Tăiem în și scriem pe terasă. Exercițiul 9. Grupează în tabelul de mai jos atributele din textul dat. Pe Valea Siretului, casele cu acoperișuri de omăt suguiat sfredelesc văzduhul cu suluri albastre de fum. Peste livezile ninse, dealuri sure se suie unele peste altele până departe, la munții de păduri de zgură și cu creste de argint. Bordeiul pădurarului îl scoate dintr-o iene ogeacul strâmb și ochiul afumat. De acolo iese împingându-se greu pe ușă o arătare ciudată. Siretului, atribut exprimat prin substantiv. Cu acoperișuri, atribut exprimat prin substantiv. De omăt, atribut exprimat prin substantiv. Țuguiat, atribut exprimat prin adjectiv. Albastre, atribut exprimat prin adjectiv. De fum, atribut exprimat prin substantiv. Ninse, atribut exprimat prin adjectiv. Sure, atribut exprimat prin adjectiv. Cu păduri, atribut exprimat prin substantiv. De zgură, atribut exprimat prin substantiv. Cu creste, atribut exprimat prin substantiv. De argint, atribut exprimat prin substantiv. Pădurarului, atribut exprimat prin substantiv. Strâmb, atribut exprimat prin adjectiv. Afumat, atribut exprimat prin adjectiv. Ciudată, atribut exprimat prin adjectiv. Exercițiul 10. Analizează atributele exprimate prin substantive din versurile de mai jos după modelul dat. Unde o fi modelul? Da, l-am găsit. Fulgul de zăpadă este ochiul apei din poveste, ce ne vede uneori când coboară lin din nori. De zăpadă este analizat apei. Atribut exprimat prin substantiv comun, genul feminin, numărul singular, articol hotărât i, precedat de... Nu este precedat de nimic. Din poveste, atribut exprimat prin substantiv comun, genul feminin, numărul singular, nearticulat, precedat de prepoziția simplă din. Atât. Vă mulțumesc pentru participarea la acest curs. Dacă ați înțeles, lăsați un like și vă amintesc să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum. La revedere și vă aștept cu drag și la alte cursuri.